Iubiți frați și surori, iată-ne din nou împreună în casa de rugăciune. Mulțumim Părintelui Ceresc că până aici a fost cu noi. Și în mod deosebit îi mulțumim pentru harul pe care ni-l dă în această dupămasă să fim aici să participăm la un serviciu divin de rugăciune, cântare de laudă și ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. În numele Mântuitorului nostru drag, începem serviciul divin din această dupămasă, prin fratele Mihai Isopescu, să cerem ajutor de la Domnul, călăuzire pentru lucrarea din această dupămasă, sprijin pentru toți slujitorii și har pentru toată adunarea. Prin fratele amintit, să ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta cu mulțumiri, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea care ne-a arătat-o și în această zi, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai purtat de grijă, Doamne. Îți mulțumim că suntem sănătoși, Doamne. Îți mulțumim că suntem la casa de rugăciune unde am venit să ne închinăm Ție, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești cu noi și ești în noi, Doamne. Te rog, Doamne, ca în continuare să binecuvintezi lucrarea din seara aceasta, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, ca Tu să lași o ungere proaspătă peste fiecare dintre noi, Doamne. Am venit în locul acesta ca să ne întâlnim cu Tine, Doamne. Vrem, Doamne, să plecăm din locul acesta plin de putere, Doamne. Ajută-ne. Mă rog, Tată din cerul, să binecuvintezi pe cei care vor sluji din cuvântul Tău, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, ca Tu să le deschizi ușa de cuvânt, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i binecuvintezi, să le dai putere de la Tine, Doamne. Doamne, vrem ca să fie o învățătură puternică, Doamne, și ca să ne hrănim din ea, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca inimile noastre să fie deschise, Doamne, să primească cuvântul Tău, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să fim împlinitori ai cuvântului Tău, Doamne. Doamne. Mă rog, Tată, să binecuvintezi cântarea de laudă, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, ca toată cântarea de laudă să fie pentru gloria Ta, Doamne. Da, Doamne. Vrem ca Tu să primești slavă în locul acesta, Amin. Doamne. Noi închinăm înaintea Ta, Doamne, că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, Doamne. Da, Doamne. Doamne, binecuvintează tot ce se întâmplă aici, Te Doamne. Rugăm, mă rog, Doamne, să binecuvintezi rugăciunea care va fi înălțată în locul acesta, Amin. Doamne. Vom striga înspre Tine, Doamne, cu problemele noastre, Doamne. Te rog, ascultă-ne, Doamne. Amin. Doamne, te rog să Te atingi de cei care sunt bolnavi, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, să lași un duc de vindecare, Doamne. Amin. Știm, Doamne, că Tu ești neschimbat, Doamne. Din veșnicie în veșnicie Tu ești același, Doamne. Amin. Știm, Doamne, că Tu ai purtat pe cruce bolile și suferințele noastre, da, Doamne. Doamne. Venim cu ele la Tine, Doamne, la cruce, Doamne. Amin. Și vrem să le lăsăm acolo, Doamne. Mă rog, Doamne, ca cei care privesc de acasă și n-au putut să vină aici, Doamne. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i hrănești acolo unde sunt, Doamne. Amin. Din cuvântul Tău, Doamne. Mă rog, Doamne, ca să le însuflețești duhurile lor, Doamne. Amin. Mă rog, Doamne, ca să fii Tu cu noi în tot și în toate, Doamne. Te rugăm, noi ne încredințăm, Doamne, în mâna Ta cea bună, Doamne. Amin. Și știm că Tu ești de partea noastră și că noi ne-am adunat aici din pricina numelui Tău, Doamne. De aceea înălțăm numele Tău, Doamne. Amin. De aceea Te proslăvim, Te glorificăm pe Tine, Doamne. Da, Doamne. Tată, te rog, dă-ne o inimă curată, Doamne. Să venim înaintea Ta cu inimă curată, Doamne. Doamne, dacă este cineva care e căzut în seara aceasta, mă rog ca Tu să ridici, Doamne. Amin. Doamne, dacă este cineva trist și împovărat, Doamne, Tu să-i dai bucuria mântuirii, Amin. Bucuria în Duhul Amin. Tău cel Sfânt, Doamne. Rog ca Duhul Tău cel Sfânt să treacă printre fiecare dintre noi, Doamne, printre rânduri, Doamne, să ne cerceteze, Doamne. Doamne, ne încredințăm în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca Tu să lucrezi. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Haideți cu bucurie și din toată inima să cântăm și să-L slăvim pe Dumnezeul nostru. Un nume îmi place așa de mult, îl pomenesc mereu. Un nume îmi place așa de mult, îl pomenesc mereu. Aș vrea într-una să-l ascult, chiar când drumul e greu. El e Iisus Hristos, pe El îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele ceresc. Cuvântul lui
Cuvântul Domnului pentru noi în această dupămasă este din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 7, de la versetul 11 până la versetul 17. Pagina în Sfânta Scriptură 995. Luca din capitolul 7, citim de la versetul 11 până la versetul 17. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al mamei lui, care era văduvă. Și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnului, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: tinerelule, scoală-te-ți, spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi mamei lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Amin. Atunci s-a răspândit vestea despre Domnul Iisus Hristos. Noi trăim după 2000 de ani. Și noi știm că Evanghelia aceasta a ajuns în toată lumea și numele Domnului Hristos este cunoscut în toate punctele cardinale, pe toate meridianele globului pământesc. Numele Domnului Hristos este mai presus de orice nume. Și Pavel spune că în acest nume trebuie să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Haideți să ne plecăm și noi genunchii înaintea Tatălui în numele Domnului Hristos. Să-i mulțumim pentru toate lucrurile, pentru viață, pentru sănătate, pentru ocrotire, pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru locul de muncă, pentru familiile noastre. Așa cum ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu, să mulțumim Celui Preaînalt și fie ca mulțumirile noastre, rodul buzelor noastre să fie o jertfă de mulțumire în această dupămasă, spre care Tatăl Ceresc să se uite cu mare plăcere. Domnul să binecuvânteze toată adunarea, să ne primească închinarea și să ne asculte rugăciunile. Amin. Ne plecăm pe genunchi și mulțumim Domnului.
Să ocupăm locurile și vom cânta din nou împreună cu toată adunarea pentru slava Domnului. În nemărginita-ți milă, Doamne, oare poți ierta marea și adânca învină și păcatul am uita? Iisus, eu vin la tine.
Corul de fete va cânta o cântare pentru lauda Domnului, iar după aceea ne vom ruga din nou lui Dumnezeu. Cântarea corului de fete ne-a adus aminte de robia evreilor în Egipt și de robia noastră spirituală. Știm că poporul lui Dumnezeu,
Evreii au fost robi în Egipt 430 de ani și Dumnezeu i-a izbăvit folosindu-l pe Moise, robul său. Noi, înainte ca să-l cunoaștem pe Domnul Iisus, am fost robi ai păcatului. Am fost într-o robie spirituală din care ne-a izbăvit Domnul Iisus. În El avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. După bogățiile harului său, scrie Pavel în Efeseni capitolul 1 și versetul 7. Dragii mei, e mare diferență între un rob și un om liber. Pe evrei, Dumnezeu i-a izbăvit, i-a scos din Egipt și i-a dus în Canaanul pământesc, țara despre care a spus în repetate rânduri că în ea curge laptele și mierea, și așa a fost. Pe noi Domnul ne-a izbăvit, ne-a scos din robia păcatului, din robia spirituală și ne-a dăruit libertate în Hristos și ne promite cerul, locul acela unde este Domnul Iisus, loc în care pregătește un loc pentru fiecare dintre aceia care crede în El și se întorc la El cu pocăință. Duminică, noi vom sărbători în locul acesta cina Domnului. Ne vom aduce aminte despre Domnul Iisus și moartea Lui de pe cruce, datorită jertfei supreme pe care Fiul lui Dumnezeu a depus-o pe cruce, a fost posibilă eliberarea noastră spirituală. Noi nu mai suntem în robia spirituală. Nu suntem robi, suntem liberi. În biserica Domnului Hristos, mădulare în trupul Lui, am fost răscumpărați, am fost eliberați și așteptăm să ajungem în cer și să stăm la masă cu toți sfinții lui Dumnezeu. De aceea, duminică, dragii mei, vrem cu orice chip să ne împărtășim. Vrem să dăm la o parte orice piedică. Să trecem cu vederea greșelile semenilor noștri. Cerem de la Domnul putere să iertăm. Și să iertăm din toată inima. Cerem de la Domnul ca prin Duhul Sfânt să toarne dragoste în inimile noastre, ca oameni răscumpărați, ca cetățeni ai cerului, ca oameni care umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Trebuie să putem ierta și să ne cerem iertare de la Dumnezeu. Și aș vrea să facem acum o rugăciune pentru împărtășirea de duminică. Să ne învrednicească Domnul. Nu cumva cineva să se împărtășească neînvrednicit de Domnul, să se facă vinovat de trupul și de sângele Domnului Hristos. Vrem să ne împărtășim, dar împărtășirea să ne întărească în omul dinăuntru, să ne umple de viață, să ne împărtășim și în felul acesta să împlinim porunca Domnului Iisus. Până va veni El, pomenim moartea Lui între noi și în această seară zicem, slăvit să fie Domnul, glorificăm jertfa supremă pe crucea de la Golgota, jertfă care a înlocuit toate jertfele Vechiului Testament, jertfă suficientă pentru mântuirea miliardelor de oameni, sângele vărsat de către Domnul Iisus, e suficient să curățească și să spele păcatele tuturor oamenilor care s-au născut, trăiesc pe pământ și se vor naște în viitor, dar este nevoie de credință și pocăință. Mulțumim lui Dumnezeu că L-am cunoscut, că L-am cunoscut pe Domnul Iisus, am ajuns să credem în El, să-L primim în inimile noastre, să ne închinăm în numele Lui și să fim răscumpărați prin jertfa Sa. Fie rugăciunea care urmează o rugăciune de pregătire pentru împărtășirea de duminică. Și apoi tot în această rugăciune să-i spunem Domnului, Doamne, ajută-ne pe noi care ne vom împărtăși să fim una. Noi săptămâna aceasta, mai precis în ziua de marți, am postit și ne-am rugat în mod deosebit și pentru unitatea acestei biserici.
Și pentru împărtășirea care urmează. Ori să știți că împărtășirea ajută la unitatea bisericii. Vă invit să vă ridicați și ne rugăm Domnului pentru cina de duminică, așa cum ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu, îi cerem lui Dumnezeu să ne învrednicească pentru această masă sfântă și apoi să ne rugăm și pentru unitatea bisericii, gloria și pentru unitatea familiilor noastre. Amin.
Amin. Slăvit să fie Dumnezeul nostru care ascultă rugăciunile pe care le facem cu credință în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile și vom continua să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Urmează corul de tineri să cânte o cântare, după corul de tineri, fanfara se va închina Domnului cu o cântare. Thank you.
Cântă bine cuvântare,
Slăviți să fie Domnul și să ne ajute să fim ca pomul sădit lângă izvorul de apă care își dă rodul sau roada la vremea potrivită. Înainte ca să ascultăm corul bărbătesc, lăudându-L pe Domnul printr-o cântare, voi face câteva anunțuri. Dragii mei, serviciul divin din această dupămasă îl încheiem puțin mai devreme, pe la 20-30 de minute aproximativ, pentru că avem un serviciu divin funebru pe care îl oficiem la capela din cimitirul din Bujac. Aseară, în jurul orei 21-30 de minute, a plecat la Domnul fratele Pop Vasile. Și în seara aceasta avem priveghiu și mâine seară și apoi sâmbătă va avea loc slujba de înmormântare. Duminică avem aici servicii divine, dimineața începând cu ora 9 și după masă începând cu ora 18. Dimineață avem un serviciu divin de rugăciune, laudă și învățătură biblică și apoi serviciul special de împărtășire din trupul și sângele Domnului Hristos. Să ne străduim, să ne pregătim și să facem tot ce depinde de noi să nu lipsim de la masa Domnului. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, a spus Domnul Iisus Hristos. Verset care nu lasă loc de interpretare. Poate alte versete le interpretăm diferit și nu ne este clar sensul, înțelesul lor. Dar aici este foarte, foarte clar. Cine nu se împărtășește, n-are viață și sigur nu va fi luat la răpire. Să nu se amăgească cineva. Este obligatoriu să ne împărtășim dacă vrem să avem viață spirituală și să fim în viață în ziua de apoi, să fim răpiți la venirea Domnului Iisus. Serviciul divin de duminică după masă începe la ora 18 și are caracter de evanghelizare. Haideți acum să ascultăm corul bărbătesc cântând o cântare și apoi să-l binecuvânteze Domnul pe fratele Sorin Ilca și să-l ajute să propovădească, să vestească Evanghelia Domnului Iisus. Amin!
Iubiți frați și surori, avem în față un text al Scripturii scris de omul lui Dumnezeu Luca, un scriitor fin, atent la detalii și el scoate în evidență un pasaj, o lucrare, o crâmpeie din mare lucrare Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe acest pământ. Narațiunea prezentată de Luca este într-un stil evreiesc pur, lucrurile curg de la sine, parcă, nemai lăsând loc de interpretare și atât de clare fiind, încât parcă doar citindu-le le putem aprofunda și putem înțelege ceea ce a vrut Mântuitorul să scoată în evidență. Dacă putem vorbi despre credință, atunci nu greșim când spunem singura credință e creștinismul, celelalte sunt religii formate pe coduri morale date de anumiți oameni. Creștinismul se diferențiază printr-un Dumnezeu viu, printr-un fondator care trăiește, care și acum se implică în mod constant în viața celor ce cred în El. Pasajul subliniază un timp în care Dumnezeul cel infinit, Iisus Hristos, întrupându-se în lumea noastră materială, umană, și-a pus degetul lui divin, creind lucruri pe care omul nu le poate percepe decât prin credință, creind lucruri care îi dovedește divinitatea și dumnezeirea deopotrivă. Pasajul citit scoate în evidență întâlnirea dintre Iisus Hristos și un aspect general al vieții pe pământ, moartea. Despre moarte au scris și alți întemeietori de religii. De exemplu, Confucius, marcat de o înmormântare, dă un set de reguli, de legi, cum ar trebui un om să stea în fața morții. Buddha scoate în evidență cât de mult l-a afectat înmormântarea unei cunoștințe de-a lui, arătând cât de mare a fost amprenta morții asupra gândirii lui. Însă, spre deosebirea de acești doi oameni, Iisus Hristos își dovedește dumnezeirea în fața morții. Acțiunea noastră se petrece într-un loc strategic, am spune înainte, un sătuleț mic aflat între Sunem și Endor, două localități cunoscute pentru evrei. Undeva la 30 de kilometri de Capernaum și 10 kilometri de Nazaret, locul de care Iisus Hristos și-a legat copilăria. Ținutul acesta era strategic și pentru că se afla între Marea Mediterană și Marea Moartă, dar pe aici trecea un drum comercial foarte important ce lega Damascul de Egipt. O cale pe care romanii au făcut-o să fie înfloritoare prin comerțul ce-l desfășurau, Via Maris, un loc strategic în Imperiul Roman. De aici și impactul pe care o ia această atingere a Mântuitorului, această minune creată de Iisus Hristos. Luca subliniază în detaliu fiecare lucru, scoțând în evidență, pas cu pas, ceea ce s-a întâmplat. Astfel, începe prin a se spune că în ziua următoare, următoare a ce? Următoare unei minuni pe care Iisus Hristos a mai făcut-o cu o zi anterioară, atunci când un sutaș, aflând despre faptul că Iisus nu doar vorbește, ci are și putere de înfăptuire, că dincolo de vorbe există o putere care vindecă, o putere care tămăduiește, trimite pe mai marea sinagogii, ba mai mult pe urmă pe prieteni de ai lui, să mișlocească la Mântuitorul Iisus, să aibă milă de unul din robii lui. Dovedește o credință extraordinară atunci când, făcând în paralel autoritatea pe care o are el asupra soldaților, afirmă că și Iisus Hristos are autoritatea asupra bolii și e suficient ca un cuvânt să spună și sluga lui se va vindeca. Iisus, marcat de credința acestui sutaș, îi vindecă robul. Ulterior acestei zile, spune Sfânta Carte că Iisus Hristos împreună cu Alaiul cel însoțea și cu ucenicii au mers înspre o cetate. Cetate aici înseamnă un sătuleț înconjurat de ziduri, de aceea ni se spune că exista și o poartă, nu poate exista poartă fără ziduri. Era un sătuleț înconjurat cu ziduri care avea o poartă, iar pe această poartă ieșea un convoi din cetate, un convoi plin de durere, un convoi care avea în frunte o mamă ce își înmormânta fiul. Apare aici un tablou atât de frumos. Înspre cetate se îndrepta convoiul bucuriei, convoiul vieții, în fruntea căruia era Iisus Hristos. Dinspre cetate, convoiul durerii, convoiul morții, convoiul lipsei de speranță, al dezamăgirii și al disperării.
Aceste două convoiuri se vor uni față în față. Vor sta la un moment dat unul în fața celelalte. Spune Sfânta Carte că pe poarta cetății oamenii duceau la groapă un mort. Era un obicei a vremii ca cel decedat să fie înhumat în afara cetății, de aceea era scos. Dar despre acest mort ni se spune în pasajul citit că era unicul fiu și termenul original era unicul conceput al mamei sale. N-avea pe nimeni altcineva mama, era singura ei speranță, era singurul născut din această mamă, ba mai mult, despre această mamă ni se spune că era și văduvă. Statutul văduvei era un statut privilegiat în Israel pentru că Dumnezeu însuși s-a arătat ca protectorul văduvei. Căci femeile rămase văduve de multe ori erau abuzate social în vremea de atunci, erau batjocorite, se profita asupra lor. Dumnezeu însuși s-a prezentat ca apărătorul orfanului și a văduvei. Femeia aceasta era văduvă, mai avea un fiu. Pe acel fiu îl ducea acum spre a-l înhuma. Ea reprezintă starea omului aflat în păcat, a cărui trecut este un trecut trist, a cărui prezent este un prezent dureros și a cărui viitor practic nu există. Trecutul acestei femei era un trecut trist, îi murise bărbatul. Prezentul era mai dramatic pentru că acum își îngropa singurul fiu, tot ce mai avea, speranța ei. Iar viitorul practic nici nu putem spune că ar fi existat pentru că ea se vedea singură pe lume, fără nicio protecție, fără niciun ajutor, fără nicio speranță. Biblia ne spune că alături de ea era un alai de oameni. În Orient se punea un mare accent pe înhumarea unui om, pe înmormântare, cum îi spunem noi astăzi. Dacă ne uităm în cărțile de referință ale vremii, atât Talmudul, cât și Maghila Babiloniană, cât și legile iudaice cuprinse în cartea Tobia, spun că era o obligație morală a celui din colectivitate să participe la înmormântarea cuiva. Vă citesc ce scrie cartea Toba în capitolul 1, să se întrerupă studiul înțelepciunii pentru a însoți un mort. Era atât de important să simți cu cel aflat în durere, să fii aproape de el, încât însăși cartea morală a vremii avea ca poruncă, atunci când cineva își îngroape pe cineva din familie, atunci când cineva suferă, întrerup citirea scripturii sau a înțelepciunii, din ce parafrazăm, spre a însoți și a fi alături de cel aflat în suferință. Iată că această femeie care își îngropa acum unicul fiu era însoțită de alaiul sătucului acela, de alaiul acelei cetăți, de oamenii ce o înconjurau. Luca spune că în fața ei vine un alt convoi, cel avea în frunte pe Domnul. Îmi place de Luca, termenul care îl folosește aici pentru Domn e Kyrios, este un termen atribuit Cezarului, dar pentru Luca, singurul Domn adevărat, era Iisus Hristos. Atunci când convoiul în fruntea căruia era Iisus se întâlnește cu convoiul tristeții, în fruntea căruia era mama aceea disperată, Mântuitorul își arată, de fapt, mila față de acea mamă. Mântuitorul nu este cel care propovăduiește doar mila, ci o și dovedește. El nu doar teoretic, ci și practic arată că este milă, că îi pasă. El nu doar în vorbe, ci și în fapte arată lucrul acesta. La urma urmei însă și Scriptura ne spune în Isaia 53 că El a luat asupra Lui suferința noastră, durerea noastră, El a purtat-o. Cunoștea ce-i durerea, cunoștea ce-i suferința, dar nu doar la nivel teoretic, ci la nivel practic. E o tragedie căci astăzi, în formalismul religios cu care ne confruntăm, de cele mai multe ori, noțiunea de iubire, de iertare, de milă, o practicăm doar la nivel teoretic. N-a fost naivă întrebarea Mântuitorului care spunea, oare când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Pentru că e o mare diferență între credință și religie. Religia teoretizează tot. Sincretismul acesta religios, formalismul acesta pe care îl trăim astăzi, teoretizează tot, până la cel mai mic detaliu. N-ați întâlnit oameni care vă vorbesc atât de frumos, atât de elevat, atât de clar despre iubire, dar nu pot iubi?
Oameni care pot vorbi ore în șir despre iertare, cu argumente, cu idei principale, cu idei secundare, cu ilustrate, dar dacă îi greșești nu pot ierta? N-ați întâlnit oameni care teoretic pot vorbi atât de mult, dar nu pot trăi? Oameni care vorbesc despre integritate, despre curățire, despre sfințenie, auziți în media, oameni care emit principii morale înalte, dar pe care nu le practică? E diferența dintre vorbă și faptă. Iisus nu doar propovăduia mila, El simțea cu cel aflat în nevoie, El cunoștea, în interiorul Lui rezona. Termenul original care vorbește despre ceea ce a simțit Iisus scoate în evidență profunzimea simțirii sale, zice, i s-a mișcat interiorul, a trepidat, a fost marcat de ceea ce vedea în fața ei. Vedea o mamă disperată. Ați văzut oameni disperați? Ajung în situația aceea în care nici nu mai pot plânge. Fața li se încleștează. Pe fața lor nu mai vezi nici lacrimă, nu mai vezi nimic. Disperarea e atât de mare încât nu mai pot schița niciun gest. Cum credeți că era această văduvă care pierdea ultimul lucru pe care îl mai avea, fiul ei? Își pierdea trecutul, era rodul dragostei dintre ea și soțul ei, era ceea ce a mai rămas după moartea soțului. Își pierdea prezentul, că nu-l mai avea, iar viitorul pentru ea era dramatic, dezastros, fără speranță. Deși înconjurată de un alai, alaiul poate doar să simtă cu tine, dar nu poate face altceva. Dragii mei, de multe ori vin oameni care îți spun: te înțeleg, sunt alături de tine și te bucur de aprecierea lor, de solidaritatea lor, de faptul că simt alături cu tine. Dar singurul care poate interveni și chiar poate face ceva e unul singur, Dumnezeu. El chiar poate face ceva. Iisus Hristos nu așteaptă să fie rugat. El este Cel ce ia inițiativa. El este Cel ce are inițiativa în această situație. E ca în viața noastră spirituală. Inițiativa răscumpărării noastre, a recuperării noastre, a avut-o Dumnezeu, a avut-o El, Iisus Hristos. Căci pe când eram noi încă păcătoși, El a hotărât să ne răscumpere, să plătească păcătoșenia noastră, prețul păcătoșeniei noastre, împăcând dreptatea și dragostea lui Dumnezeu deopotrivă. Și în cazul lui Avram, inițiativa a avut-o Dumnezeu. Nu dumneavoastră l-ați căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu v-a căutat prin dumneavoastră și v-a străpuns inima prin cuvântul Lui, v-a vorbit prin diferite feluri, să înțelegeți că aveți nevoie de Dumnezeu. Astăzi suntem aici fiindcă Dumnezeu ne-a dat harul să fim aici. E oportunitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să ne întâlnim cu El, nu prin propria noastră forță, nu prin propria noastră putere, ci prin bunăvoința cerului suntem în locul acesta aici. Iisus Hristos ia inițiativa și spune Sfântul Cuvânt că încurajează și îi spune femeii: nu plânge, nu plânge, dar dincolo de vorbe, Iisus trece la fapte. Dragii mei, când ți-e greu, cu ce te-ar ajuta când ai o problemă financiară să vină un bogat lângă tine să zică: te înțeleg, altfel te-ar ajuta dacă ar și face ceva pentru tine? Când ești căzut, cu ce te ajută când vine cineva și zice: da, văd în ce stare ești, altfel dacă s-ar și ruga cu tine? Când ești îndurerat, cu ce te-ar ajuta să-ți spună: da, ești victimă, altfel când vine și te mângâie și îți spune: dragul meu, există deasupra tuturor lucrurilor un Dumnezeu al dreptății, El niciodată nu greșește și nu părtinește. Dincolo de vorbe e nevoie și de fapte. Iisus îi spune femeii: nu plânge. E același nu plânge pe care îl spune și Marie Magdalena. În prezența lui Hristos, lacrimile nu-și mai au rostul. El e Cel ce poate schimba lacrima în bucurie. El e Cel ce poate da alt curs evenimentului. Și după ce îi spune lucrul acesta, după ce îi dă balsamul vindecător pentru inimă prin încurajarea pe care o duce, Iisus spune Sfântul Cuvânt că se atinge de raclă. În Israel, atunci când cineva murea, găsim momente în care a fost pus în sicriu. Geneza 50 găsim că Iosif, după obiceiul egiptenilor, a fost pus în sicriu. Pe David, atunci când Abner moare, îl găsim plângând în spatele sicriului. Dar găsim și oameni care au fost duși cu raclă, un fel de targă, iar trupul celui decedat era bandajat și dus într-un fel de targă. Această raclă, Iisus Hristos o atinge și mulțimea se oprește brusc.
Să atingi racla era un lucru pe care evreii îl numeau necurățire. Să oprești convoiul mortuar era un lucru contestabil, că omul și-ar fi putut pune întrebarea cum a îndrăznit să oprească un convoi. Dar să atingi racla era un lucru condamnabil, pentru că în Cartea Numerilor și în multe alte locuri din Scriptură spunea că cel ce atinge trupul unui mort este necurat timp de 7 zile. Iisus Hristos nu ține cont de spusele vremii. El este suveran asupra vieții și asupra morții. El este cel în puterea căruia stă viața și moartea. În fruntea convoiului vieții, Iisus Hristos, în fruntea convoiului morții, o mamă care își duce fiul la groapă. Iisus Hristos oprește convoiul și cu o autoritate dumnezeiască poruncește: tinerelule, scoală-te. Aceeași autoritate care a spus: tânăro, scoală-te, Lazare, ieși afară. Dacă Elisei și Ilie, atunci când Dumnezeu face prin ei minuni de înviere, îi vedem mișlocind, Iisus Hristos nu mișlocește, El poruncește. Că despre o deosebire de Elisei și de Ilie, El era Dumnezeu adevărat, El avea autoritate dumnezeiască asupra morții. El poruncește și tânărul acesta se ridică în picioare și stă în capul oaselor, spune Sfântul Cuvânt. Apoi Iisus îl ia și îl dă înapoi mamei sale. Dragii mei, atunci când te întâlnești cu Hristos, niciodată Hristos nu ți-a, El totdeauna îți dă. Lucrurile care țin la înlătură sunt lucruri care nu sunt folositoare. Iisus totdeauna dă atunci când te întâlnești cu Iisus. El dă binecuvântarea, El dă pacea, El dă vindecarea, El dă o viață îmbelșugată, o viață care te duce cu o destinație clară, unde nu-i plâns și nici scrâșnirea dinților. El dă și niciodată nu ia. Spune Sfântul Cuvânt, două cortegii, cu două destinații, cu două direcții, cu două obiective, care se întâlnesc față în față și deodată se amestecă. Dacă în jurul lui Iisus erau ucenicii și cei ce erau în prezența Mântuitorului spre a vedea minunile pe care le face și învățăturile pe care le dă, în jurul femeii erau cei ce tânguiau și plângeau. Cele două mulțimi devin una, o mulțime de oameni mirată de ceea ce a făcut acest mare proroc, cum spuneau ei, ce s-a ridicat dintre ei. Dacă ne uităm în Sfânta Carte, în Efeseni 1:10, ni se spune că la un moment dat toate vor fi una, cerurile și pământurile, așa s-a întâmplat și aici. Însă dacă fiul acestei văduve a fost înviat, a fost dat mamei sale, dar după vreme a urmat iarăși să moară, pentru că om a fost și destinația omului aceasta este, Iisus Hristos e Cel ce ne aduce nouă bucurie astăzi. El a murit și a înviat, dar El nu va mai muri niciodată. El stă la dreapta Tatălui. E Cel ce astăzi privește înspre Biserica Gloria. E Cel ce astăzi se poate întâlni în mod personal cu fiecare dintre noi. Dragii mei, văzând minunea aceasta, oamenii au început să se teamă, căci Psalmul 66 spune că sunt fricoșătoare lucrările lui Dumnezeu. Când vezi cu cine ai de-a face, când vezi cu ce Dumnezeu ai de-a face, cât de puternic, suveran asupra vieții și asupra morții, în puterea căruia stă viața și moartea, nu poți să fii indiferent decât să-ți recunoști nimicnicia, să-i recunoști suveranitatea divină de Dumnezeu. Oamenii au fost cercetați, peste tot s-a auzit de lucrul acesta, pentru că vă spuneam că era pe acel mare drum comercial dintre Damasc și Egipt. Era în acea zonă în care lucrurile circulau foarte repede, vorbele circulau foarte repede, oamenii îl glorificau pe Dumnezeu. Ce învățăm noi astăzi de aici este că atunci când te întâlnești cu Iisus Hristos, Domnul poate schimba starea ta, Domnul poate schimba drumul vieții tale, dar Domnul în aceeași măsură poate schimba destinația, destinul tău, poate transforma destinul tău care nu-i voioșie și nu-i bucurie într-un destin al bucuriei în cerul lui Dumnezeu. El poate lucrul acesta. Condiția este să te lași atins de Dumnezeu. Vedeți? Toată creația pe care noi o vedem în jurul nostru a fost făcută în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu în puterea cuvântului Său a despărțit cerul de pământ, apele de uscat, a făcut luminător de zi și de noapte, a făcut animale, toate Dumnezeu l-a făcut în puterea cuvântului. Când l-a făcut însă pe om, dincolo de cuvânt a fost nevoie de atingere, că a luat Dumnezeu cu mâinile lui dumnezeiești din țărâna pământului și a modelat omul după chipul și asemănarea lui și a suflat în el suflare de viață. Pe om l-a făcut prin atingere. Omul are nevoie de atingerea lui Dumnezeu.
Uitați-vă la un copil cum are nevoie de atingerea părintelui. Dacă părintele trece și zice ceau mă și pleacă mai departe, copilul acel se simte îndurerat. Copilul acel are nevoie de mângâierea tatălui. Un tată bun își mângâie copilul, o mamă bună își sărută copilul. Spunea o cunoștință în urmă cu mai mulți ani. Zice, măi, cu soțul mamei mele mă înțeleg foarte bine. Nu m-a jignit niciodată. Dar nu-i tata, că nici nu m-a sărutat niciodată. Simțea ceva ce îi lipsea, atingerea tatălui. Omul a fost făcut prin atingere, are nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Dragii mei, femeia aceasta simbolizează de multe ori starea omului. Starea omului cu un trecut dureros, cu un prezent traumatic și cu un viitor incert. Dar un om, oricât de trist ar fi, atunci când se întâlnește cu Iisus Hristos, viața lui poate căpăta cu totul și cu totul o altă direcție. Dumnezeu poate schimba starea noastră interioară a fiecăruia dintre noi. Nu știu cum ești, eu mă știu pe mine. Am nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Îmi poate schimba starea, îmi poate schimba drumul vieții. Că aș vrea să spun că tot ceea ce fac e bine, dar sunt multe lucruri pe care trebuie să le mai corectez. Și îmi poate da certitudinea unei destinații binecuvântate acolo unde El, o eternitate să fie împreună cu El. Textul scoate în evidență un Iisus Hristos care în fața morții își arată divinitatea. Un Iisus Hristos plin de compasiune. Un Iisus Hristos care nu doar teoretic vorbește de milă și de compasiune, ci și practic o dovedește. Un Iisus Hristos care ia inițiativa. Un Iisus Hristos care dincolo de vorbă atinge cu faptele. Un Iisus Hristos care acolo unde pune mâna se vede și unde poruncește ia ființă. Un Iisus Hristos care se poate atinge de fiecare dintre noi. Un Iisus Hristos care asemeni minunii din Ain poate face o minune și din viața noastră cu condiția să stăm în fața acestui Iisus Hristos și să-i cerem să se atingă de noi. Amin. Am înțeles foarte clar în această dupămasă că pentru Domnul Iisus Hristos nu este nimic prea greu și nu este niciodată prea târziu. L-a înviat pe fiul văduvei din Ain. Altădată a înviat-o pe fiica lui Iair. Iar în Ioan capitolul 11 citim că Domnul l-a înviat pe Lazar care era mort de 4 zile. Când a fost pe pământ, a vindecat mulți bolnavi, a curățit mulți reproși și a eliberat mulți demonizați. Și a făcut și 3 învieri din morți. Asta nouă ne spune că Dumnezeu poate totul și în numele Domnului Hristos se pot vindeca bolnavii și astăzi, pentru că Iisus Hristos este același ieri și astăzi și în veci, știind și crezând că lucrurile stau așa. Vă chem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care sunt într-o foarte mare strâmtorare, cei care poate n-aveți credință suficientă, aduceți-vă aminte că în această dupămasă s-a citit și s-a predicat despre învierea fiului văduvei din Ain. Domnul Iisus are toată puterea. Dacă va spune un cuvânt în dreptul fiecărui bolnav, bolnavul respectiv se va vindeca. Iisus este Dumnezeu, e mai puternic decât moartea, a biruit moartea, a lăsat mormântul gol la Ierusalim, e la dreapta Tatălui în glorie, binecuvântat să-i fie numele. Și acum când noi ne vom ruga, El e mare preot pentru noi, mișlocește pentru noi înaintea Tatălui Ceresc. Și noi ne vom ruga acum pentru bolnavii bisericii și rog să fie afișată lista cu bolnavii din Biserica Gloria. Și apoi, pe lângă acești bolnavi, să ne mai rugăm lui Dumnezeu pentru următorii. O fetiță cu numele Beatrice Topor, e fetița familiei Topor, a avut un
accident și mama ei, sora Mihaela, dorește mult să facem o rugăciune pentru ea, pentru fetița ei, ca Domnul să-i dea sănătate deplină. Să ne rugăm și în această dupămasă pentru fratele Ștefan Martalogu, grav bolnav, ca Domnul Iisus, care a înviat și morți și a vindecat atâția muribunzi, să aibă milă și de acest bărbat. El are puterea și hai să cerem să lucreze și să-i dea vindecare. Să ne rugăm Domnului pentru sora Sechel Maria. Ieri am fost acasă și am făcut ungerea, pentru că marți n-a putut veni la biserică. Asta e situația deocamdată. Și e bine să ne rugăm acum împreună cu toată adunarea pentru sănătatea sorei Maria Sechel. Sora Tița ne scrie că soțul ei este în spital, bolnav și este și nemântuit. Să ne rugăm în primul rând pentru mântuirea lui și apoi pentru vindecarea lui. Și sora Luci ne-a trimis un bilet din care am înțeles că prietenul Marcel, de 40 de ani, este bolnav, este în comă, este nemântuit și are 4 copii. Haideți să ne rugăm și pentru prietenul acesta, Marcel, ne rugăm apoi și pentru sora Covaciu Ilona și pentru ceilalți bolnavi din biserica noastră. Nu știu, nu-i nimeni care să afișeze lista cu bolnavi, se întâmplă câteodată, dar îi știm pe bolnavii noștri, Nelu Șuteu, Nelu Magda, Dorina Ungureanu, Ionica Andra, apoi bătrânii care sunt, în sfârșit apare lista, vă rog să o priviți. Pe lângă această listă ne rugăm și pentru cei pe care i-am prezentat și să ne rugăm din toată inima. Vă aduc aminte de ce a spus Domnul Iisus, ce ați vrea să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Cum am vrea să se roage biserica pentru noi dacă am fi bolnavi, și poate vom fi, eu am fost, fiecăruia vine rândul. Hai să gândim și să simțim cu cei care sunt în suferință, încurajați, îmbărbătați, învățați dacă vreți, de textul și predica din această seară. Să ne rugăm cu foc, să ne rugăm cu credință. Acelui tânăr Domnul i-a spus, tinerelule, scoală-te, zic. Și altor bolnavi i-a spus un cuvânt sau doar câteva cuvinte și s-au făcut bine. Vă invit să vă ridicați, împreună să ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru bolnavii, pentru necășiții din poporul lui, pentru bătrânii și bolnavii din biserica noastră și apoi și mulțumim Părintelui Ceresc pentru harul, cuvântul și toate binecuvântările din această dupămasă. Amin. O, Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru,